CS Mioveni va întâlni în faza 16-milor de finală din cadrul Cupei României echipa de Liga 1. Confruntarea are loc sâmbăta viitoare și nu ar fi prima dintre cele două grupări în această competiție. Anul trecut cele două echipe s-au întâlnit exact în aceeași fază, câștig de cauză având severinenii. De atunci Mioveniul joacă în prima ligă și severinul în Liga a doua. Situația este schimbată acum. CS Mioveni nu va juca în etapa de sâmbătă a ligii secunde, astfel că se poate pregăti partida de cupă în liniște. Oficialii grupării speră că echipa să aibă o evoluție cât mai bună, chiar dacă este destul de dificil să joci în două competiții și într-un interval extrem de scurt. De astfel, CS Mioveni va avea pe lângă deplasarea de la Severin încă una la Alba Iulia, când este programată o nouă etapă de campionat.